mine, că n-am emoții pe ei. Înțelegeți, sunt niște lucruri așa tehnice, știi? Tehnica actorului, știi? De mult timp n-am jucat și am început să transpir, să asur, concordiez. Nu, dar asta nu-i nimic. Important e să se răspunde, așa spun cărțile. Eu știu, Vladimir, tu mă iubești, așa cum mă iubești și Corina, așa cum găsim o amândoi. Bun. Mihai. Hai. Băi, stai. Deu!
Trying to say what these people are writing here.
very big writers. But we just two guys in one show. For kind of vampire, you know, we like when somebody watches us and we eat it, you know. We're not an artist, we're a very bad one, but we just like when somebody watching us and trying to understand us. But they can't understand us because you can't, you don't have to understand something. It's a really misunderstanding how I stay with this guy trying to say something. What is being the narcissist doing? But keep your tail like a stick and... And how Eminem says, so you can suck my dick if you don't like my shit. Sorry about that. Eminem is also a good part. So you can suck my dick if you don't like my shit. Okay. Da, te rog, fumează țigară, până eu spun voi. Dar citește-o, domnule. Da. S-o aud eu? Da. Da, s-o aud? Da, s-o aud. Dă-i poftă, rog. Da, îți dau un poftă. Ia-o. Because I love that guy. It's one of the best guy I ever seen. You can sleep as if you can do nothing. I have two friends here, but I can sleep with them, don't do nothing. Yes. He said something good about me and something bad about him. Now I'm trying to smoke like a real rock star, you know, like people from rock. Because I'm not for sure in Spain, like, but it's the last time in my life when I reach, you know, after this when you will see me, and I will write you, I will invite you on Facebook, and you will see, like, in events, you can see me reading, you know, like, last time, like, born after reading, you know. Vasina, nu e un câine care se ducă acasă când se plictisește. Da, dar e chestioas. Da, dar e rășcat. Și se ne pasă de ceva, o să ai puțin. Undercover? Undercover. Vancouver, undercover. Bune. Bune, frate. Asta e din filmul celălalt. Bune, frate. Bine, frate. Николай Радич, бе, домле, ел скрие серевоз. Много случайно, вы скешал по изигни. Морте Каприлари? Да, инжиере в устно. Устно со читешки грел. Да, кум не здесь его рано. Хай бей, термин. Сереж, хай термин в глуме, если ты просто густо сюда сочет. Сереж, тун термин? Да. Ну, тун термин. Деши еще в глуме, тун термин. Ну, тун термин, бун. Secheta a ucis orice boare de vânt. Nu așa, Serge. Femeii îi place. Pentru că el zice Secheta a ucis orice boare de vânt. Dar el nu era grăbit. Deci nu cu carieră. Care bă? Vă înțelegi? Nu știu. Ok? Secheta a ucis. Alright. Păi nu pot râd că nu-i șepa asta. Hai! Gata, termin. Bă, despre așa își vorbesc.
Оксана Сапин со скрипт спиной, на стену, что такое гамки разбавляют поэзии. Для поэзии Буна, ну для поэзии, либо рекламы, ты как веришь, не? One more cup of coffee, a row. El citează că Nicolae Ladeș nimeni nu l-a citit. Da. Pentru că Nicolae Ladeș a citit în liceu, de obicei, sau nu știu unde, dar nu știu cum în... În public. În frunză. În frunză la Ladeș. Hai, Sergiu. Bună. Să vezi succes. Concentrează-te. Da, începe. Începe, că eu să înțeleg pe ziua. Se începe. Все чита учиться, чем бывает держат. Суарене. Суарене сапоги, после помоги. Рамас чело, кирпинки, щитко. Чудури лескуден фонтен. Песте паду. Майдес, фоку. Фоку, дансия, за салбатича, за танича, шо. Mă iau după tata la deal, printre târșuri. Și brazii mă zgârie reși uscați, pornim amândoi vânătoarea din cap, vânătoarea foame de munții Carpați. Setea mă înnăr. Fierbe pe apă, firul de apă prelins din cișmea. Timpul apasă pe umăr. Pășesc ca pe o altă planetă imensă, străină și grea. Încă mai sună din strunele undelor linei zvoare. Când va scăpăta soarele, când va lecări luna, aici vor veni să se adapte una câte una când pe moare. Spun toate că mi-i sete și face semnul dat. Aveți doare apă ce limpede de clare. Mă simt legat prin sete de vietate care va muri la ceas oprit de lege și de date. Cu foșnet veșmezibilă suflă pare, ce încrozitoare înserare plutește în univers pe zare. Zare curge sânge și pieptul mi-e roșu, de parcă mâinile pline de sânge pe pieptul am șters. În altar ard ferici cu flăcări vineții și stelele uimite clipiră printre ele. Hai, cum aș vrea să nu mai vii. Nu mai vii, frumoasă jertfă a pădurii mele. Ia să arăte. Ia să arăte, s-au tânci să urcă. Privind în jurul meu, am și mâinile-i subțiri, curarea apa cu cercul meu poate de aia. Ia, în ochii umezi, ceva de lămurit, știam! Știam că va muri și că o s-o doară! Mi se părea că trăiesc un mit cu fata prefăcută în căprioară. De sus, lumina palidă lunară cernea pe blana e caldă flori stinse de cireș. Hai. Cum doream că pentru întâia oară bătaia pușii tatei să ia greș. Stârnind pe apă fugarea roiul negre de mărgele. O pasăre albastră zvâcnise dintre ramuri și viață căprioare spre zările târzii zburase lin cu țipăt. Ca păsări în toamnă, te plasă, îi mulțune și cu stii. Sete, și-mi fa
realitate. Mă simt legat prin sete de pietate care a murit la ceas oprit de lege și de dati. Dar legea ni deșartă și străină când viața noi cu greu se mai anime. Iar datina și mila sunt deșarte când sorul mea e flămândă, bolnavă și pe moarte. Nara pușca ta dispare. Înalță tata foc înfricoșat. De mult nu vrea să scăpați. Din ieri voi prind în mâini fără să știu un clopoțel cu pline, dar ce
Nu vreau să ieși, tu de aici. Nedumerire în aceste două mari stele amurite. Ce joc mai fi și este.
îndrăzneare și se sedesc din fuga rămăsarului și săgeți care fâlfie ca niște aripioare. Îmi vine în minte taurul care pasă, asirianul taurul care pasă. Dai să-l ajungi cât pe unul, cât pe celălalt bun căluinci răscolind nisip. Înnăbușeală pe lumea asta, așa-i? Parcă te strânge puțin arena devenită prea mică. Ce sunt aplauzele astea? Ce sunt aplauzele astea? Are faima de a hipnotiza adversarul. Asalturile sunt mai dese și mai strângate și va avea pe copilul tău. El zice, olei, îți scurg pe basma așa, te repezi ca tortul. El te mie în partea cealaltă și tu te duci în stânga, dreapta, dreapta, stânga, stânga, dreapta. Ceva chiar caragios zeu, dă-ți seama, ființa lui Dumnezeu. Ești cam obosit. Centimetri de matadorul cu spada ascunsă în cap. I-a ocărât. I-a făcut bom. Ia-l în coarne! Când am scăzut de geometru și mișcă, dacă din greșeală va răpune mereu călăii, corida dispare. Obiceiul acesta barbar s-ar duce naibii. Dar tu nu vrei să fie. Voi taurii sunteți cinstiți. Vă țineți de legi niți, așa cum și noi. Și acum și noi ne revestim în aceleași iluzii de veac. Matadorul lui se aduce altă spadă mai veioasă. Tu te dai câțiva pași înapoi. Sergiu, eu te insultă. Pauză! Iar se strâmbă la tine. Vrei să faci un pas înainte și te oprești. Și scurt nisipul cu copitele din față. El ridică spada fixând un punct din spinarea ta cu intre. Aplauze frenetice care se prelungesc. Nu, nu, ridici vechi acolo. Muerto. Ștești! Ștești! Muerto! 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 Șoptește cineva lângă mine transpirând de admirație. Ai îngenunchiat, totuși. Rămâi ca la rugăciunea taurilor, cuprins de o inexplicabilă sfârșeală. Ce faci? Te ridici? Dar asta e o adevărată minune. Pe salzi, zimbru, zdravă, de parcă n-ai avea în superbuț trup o lungă mușie de sabie. Ia ți-a trecut prin inimă. Ține minte asta. Călăul tău e bun mesereaș. Dezmine-te de cerșinii. Sute de pânze roșii te mai repezi, nu la altă plare. Trage din tine sabia care într-o capă matadorul e vesel. Caz din nou. Gata să te răstori cu limba scoasă. Mai zărește o clipă lama unui pumnal care te va face să... să dârde. În stadion întreg aclamă. Delir în tribune. Aplauze frenetice care se prelungesc. Toți tropei din picioare. Fluieră e prea slăvit vitează-ți călău. Numai eu sunt de partea ta și mă tulbur și plâng. Tu nu știai că vei muri. Tu nu știi că ai murit tu, animal simplu, superb, zeitat, animal perfect care îmi place. Iată,
Au venit cei trei cai mortuari. Ești legat de-o tânjală, videre de povară, ți-o pintezi și te scot târâși. Guarne! Chio, te bâlci! Falnica țânăvală de la început de caricaturizată de acești căluți care se opintesc. Thank you.
gata, se termină cu chitara, mă, fără chitară cântăm. Ok? Asta a fost chitara altă. Băi, că e gata, hai mai departe. Răscivași? Show, aghesc în șie. Care dintre voi să aibă răbdarea să ne stăie cu noi până la urmă, să vadă și aici nu am văzut niciodată în viața lor? N-am mai văzut ceva aici. N-am văzut. N-ați fluier, e fluier. Dar curioas nu strici, curioas îmi doar și înapoi. Am eu fluier. Da, ți-ai fluierul lui Mihai, băi, cineva că mai am încă o poezie două. Citește-le, Serge. Băi, l-am distrus, vezi, l-am distrus, e artistul, e? Asta înseamnă că eu ieșit un artist și plus la asta eu ieșit o ghitară de 1500 de lei. Bă, bani de frumos, cum ați scoate, mi-ați zis, mușa, stărinte, vreau să șerpi, nu știu, așa, 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 bun. Mai aveți răbdare sau gata? De poezii, da. De poezii, da. Eu până acum n-am citit normal poezii. Nu le-am auzit, am vrut să le aud, dar n-am putut. Și să le citesc din nou. Pot să continui mai departe. Dar le-ai auzit pe șerii? Așa. E bun. Bun, e bun. Bun. Nică nu poate fi mai câte dos decât femeie la tine. Băi, eu de ce nu fumez, dar eu cum fumez? Eu am să mă citesc ceva din Marie Nusărescu, fără Mihai. Dacă mai aveți răbdare de poezie. Deci poezie e un lucru frumos, din cu băzită punk care se întâmplă cu sufletele noastre. Deci tot suntem pe zi. Eu de două săptămâni stau pe un cântec care mă fărâmă, care se cheamă Crip de Radiohead, dar n-am spus varianta lui Radiohead, că nu-mi place varianta lui Radiohead, dar mai mult îmi place varianta, mai mult îmi place cover-ul lui decât eu. Apriacă. Știi ce frumos în textul băieții Lărește? Îi vorbesc despre eu de Zavidi frumos. Cine sunt eu lângă lucrurile frumoase? Nu înțelegi? Eu sunt pur și simplu un căcat. Un tâlhar, un violator, un bulangiu, un rahat vis-a-vis de lucrurile frumoase. De lucrurile frumoase care trăiesc în fiecare din noi și de lucrurile frumoase care se întâmplă în jurul meu. Cine sunt eu? Eu fac o încercare infamă de citit niște poezii și le citit prost. Cine sunt eu să citesc poezii? Dar am citit mai bine decât a fi citit poezii care le-au scris. Asta e mare paradox. Asta e mare, mare paradox. Dincolo de faptul că am citit prost, eu le-am citit mai bine decât poeții care le-au scris. Pentru că să scrii și să citești într-o lucruri total de fel. Nu poți citi ceea ce ai scris. Prea mult în asta. Eu nu pot să recit poeziile care le scriu, eu le cânt. Dacă cineva m-ar pune să le recit, eu mă cac în pantaloni. Pentru că nu pot să recit poeziile mele, chiar dacă sunt cum sunt ele. Lupte. Cele patru lupte, de fapt, cum ziceam, este evenimentul de azi, patru lupte. Am să vă citesc acum cele patru lupte. O să începem cu lupta lui Iacov cu Îngerul, sau despre ideea de tu. Asta o să fac parte, nu din spectacolul pe care îl pregătesc, ăsta e un alt spectacol. Eu, de fapt, acum lucrez la două spectacole de poezii, mult mai bune decât ceea ce ați văzut voi azi asta, eu vă asigur, frații mei. Eu pe Facebook am scris că o să-mi citesc prost și așa și m-am sunat de bun. Dar ceea ce pregătesc eu acum și ceea ce o să fie după anul nou, două spectacole pe care le pregătesc acum, eu vă promit, și vă promit sincer, o să fie mult mai bune decât cititul de azi. Eu nu... Dincolo de faptul că am învățat într-o academie de căcat, eu nu pot să-mi fac. Nu pot să-mi bat joc de lucrurile frumoase, pentru că nu sunt un nimic lângă lucrurile astea. Și nu am drept să-mi bat joc de ele. Iertați-mă dacă v-am citit poeziile prost, o poezie sau două din astea care le-am citit, pot să citesc mai bine dacă vreau. Că le-am repetat, da? Dacă, de exemplu, Oxana, o să vrei să scrii ceva despre asta și o să vrei să citesc o poezie mai bine, o să citesc.
Dar acum să știți cele patru lucruri din Maria Sărescu. Pare din păcatul Domnului. Ce este mai departe de ceea ce este mai departe de mine, fiind mai aproape de mine, tu se rupești. Iată. M-am trezit zbătând. Să zbătai în mine tu. Tu pleoapă te zbăteai. Tu mână, tu picioare. Tu te zbăteai. Și deși stam întins, alergam de jur împrejur în mine. Numai numele meu, numai numelui meu nu-i spun tu. În rest, însuși sufletul meu este tu. Tu, suflet. Ai râs? Eu am trecut și am zis, n-am râs. Deci mi-a fost frică. Dar el a zis, da, da, ai râs. Într-adevăr, numele, sprijinindu-se ca într-un toiac de trupul meu, s-a zvârlit împotriva lui, cel fără nume. Cel care este numai trup. Împotriva lui tu. Tu, trupul tuturor numelor. Împotriva lui tu, tatăl tuturor numelor. Dar el, când se revărsau zorii, nu s-a mai gândit la mine. A uitat. Schimbă-ți numele, mi-a zis. Și am răspuns. Eu sunt numele meu. Schimbă-ți numele, mi-a zis și am răspuns. Tu vrei să fiu altul. Tu vrei să nu mai fiu. Tu vrei să mor și să nu mai fiu. Cum pot să-mi schimb numele?